USR Plus! 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 Rezultatul... Bună seara, bună seara București, bună seara România! Rezultatele din această seară, cel puțin așa cum le vedem pe exit poll-uri, arată că în România începe revoluția bunei guvernări. Rezultatele din această seară ne arată că USR Plus își respectă angajamentul pe care l-au făcut încă din 2016 românilor, că vom fi acea a treia forță politică care va conta în politica din România și va deveni alternativa la vechile partide politice. Rezultatele de astăzi din București confirmă de fapt că în tot aceste ani și în prezent, forța care luptă cu PSD-ismul în România este USR Plus și confirmă aceste rezultate. Ne vedem și estimările de la Consiliul General, unde practic avem 33% și USR Plus și PSD, arată că cei care vor scoate PSD-ismul din țară și cei care vor face reformele sunt în momentul acesta USR Plus. Îi felicit pe toți colegii mei și din USR și din Plus. Îi felicit pe Clotild, pe Radu, pe Simona, pe candidații, pe Ciprian, pe Adrian și pe Cristi pentru rezultatele foarte bune obținute la București. Faptul că am reușit într-o măsură semnificativă să smulgem Bucureștiul din mâna PSD-ului este meritul dumneavoastră al cetățenilor. Și nu uit și îl felicit personal pentru că a fost o miză uriașă pentru România, îndrăznesc să spun, este victoria lui Nicușor Dan. Este omul care a reușit să o scoată pe Gabriela Firea din primăria Capitalei. Acest rezultat arată că USR Plus va reprezenta și își va asuma acest efort pe care l-așteptați cu toții de a aduce în politica din România oameni onești și competenți. În momentul de față, din datele pe care le avem și așteptăm să vedem rezultatele finale, vorbim de aproape 3.000 de consilieri USR Plus în întreaga țară. Sunt oameni care vor aduce, dincolo de opoziția pe care am făcut-o până nu demult, vor aduce acum în consiliile locale din întreaga țară proiectele USR Plus. Acele proiecte pentru cetățeni, acele proiecte care folosesc banii publici pentru, și e foarte important, pentru cetățeni și pentru dezvoltarea comunităților. Proiectele acelea pe care le-am anunțat acum, direcțiile acelea pe care le-am anunțat acum 3 zile alături de Dacian Cioloș, digitalizare, transparentizare, foarte important, ce se întâmplă cu banii noștri și fondurile europene, aceste resurse pe care le avem la dispoziție, vor fi priorități începând de luni pentru colegii noștri pe care îi felicit pe fiecare acolo în localitățile lor. Felicitări tuturor, este o victorie. Este o victorie importantă. Dreapta Unită la București a obținut un rezultat istoric. Nicușor Dan este primarul care va transforma Bucureștiul în acel nou București pe care ni-l dorim. Felicitări tuturor colegilor mei. Este o victorie spectaculoasă de care suntem foarte mândri. Felicitări, Dacian. Este un succes al USR Plus. Dragi români, aveți în față o nouă forță politică a României, așa cum am promis, așa cum împreună cu dumneavoastră de 4 ani de zile construim acest proiect politic. Astăzi nu pot decât să mulțumesc celor 20.000 de candidați ai USR Plus care au candidat la primării și consiliile locale peste tot în țară. Vreau să mulțumesc totodată miilor de delegați din secțiile de votare și să le spun: rămâneți pe baricade până în ultimul moment, voturile încă se numără, au fost tentative de furt de voturi astăzi, vă rog să fiți foarte atenți pentru că rezultatele se cântăresc până în ultimul moment. Dar un lucru e cert, asistăm pentru Alianța USR Plus la un moment istoric. Alianța de astăzi are reprezentanți și la nivel local, în consiliile locale, are primari, așa cum avem reprezentanți și în Parlamentul României și în Parlamentul European.
Începem de astăzi o revoluție a bunei guvernări. De astăzi vă putem prezenta câțiva noi lideri politici, viitori lideri politici ai României. Este Nicușor Dan, este Clotild, Radu, Simona, mai sunt ceilalți colegi din țară. Vreau o mențiune specială pentru Vlad Voiculescu, care a știut să facă pasul în lateral și să intre în echipă cu Nicușor Dan. E elementul cheie. E diferența de comportament Alianței USR Plus față de ce s-a întâmplat în 2016, pentru că altfel Nicușor Dan putea fi primarul nostru în ultimii 4 ani. E diferența de comportament și de asta vreau să-i mulțumesc lui Vlad, dar întregii echipe de consilieri care ne vor demonstra că București poate să fie o capitală europeană a României. Dar vreau o mențiune și pentru cei din țară. Mă gândesc la Dominic Fritz, mă gândesc și la Stelian Ion și la Cozet, mă gândesc la Alen Coliban, mă gândesc la Florin Iordache, la Lucian Viziteu și la alți candidați care stau și așteaptă rezultatul cu sufletul la gură. Oricum, toți acești oameni sunt câștigători pentru că ei sunt viitorul politicii din România. Sunt oameni care au plecat de la joburile lor, au plecat de la meeting-uri și proteste din stradă și începând de astăzi, Alianța USR Plus va construi pentru România de la nivel local. Vin alegerile parlamentare, avem reprezentanți în Parlamentul European. De astăzi, cred că e clar pentru toată lumea, adevărata forță de opoziție a PSD-ismului este Alianța USR Plus. Vom avea primari care au fost aleși pe bune, care n-au fost transferați ca să-și mențină pozițiile de la alte partide. Sunt oameni care au decis să-și asume și să-și pună la dispoziție competența pentru a moderniza România. Astăzi începem modernizarea României, începem revoluția bunei guvernări. A trebuit să așteptăm 31 de ani de la revoluție, dar e important ca românii, cetățenii români să știe că acolo unde vor vedea un reprezentant, măcar un reprezentant al Alianței USR Plus într-un consiliu local sau într-o primărie, va fi o primărie deschisă, va fi un consiliu local deschis, vom lucra transparent, vom pune împreună toate competențele pe care le putem aduna, pentru că e abia începutul. Abia din acest moment, USR Plus începe să-și demonstreze capacitatea de a schimba România. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru ceea ce au făcut. Sunteți viitorul României, se așteaptă foarte mult de la noi, dar mergem mai departe pentru că știm ce avem de făcut. Dar nu putem da sunor? Mi se spune tai din acum au. Pentru bucuria voastră, decât pentru problema bucuriei. Vreau să mulțumesc personalităților publice care au garantat pentru mine și în 2012, și în 2016, și în 2020.